Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip! Eu sunt Cosmin, a.k.a. Dr. iar în acest videoclip vom vorbi despre Steam Autumn Sale, un eveniment de reduceri ce are loc, bineînțeles, pe Steam între 21 și 28 noiembrie 2023, care este undeva la nivelul Steam Winter Sale și Steam Summer Sale, care sunt cele mai mari evenimente de reduceri de pe Steam de pe timpul anului care ne aduce câteva lucruri interesante în, în scenă, în momentul de față. Și despre asta vom vorbi în videoclipul de astăzi. Vă voi arăta un pic cam care e treaba cu Steam Automself, ce aduce nou acest eveniment și, bineînțeles, la final, cum puteți să obțineți un badge care să vă dea un pic de XP, să vă ajute să vă creșteți profilul de Steam sau pur și simplu să îl colectați. Pentru că este o perioadă în care Steam ține prima parte a unui eveniment foarte important și anume Steam Game Awards, ce se desfășoară în fiecare an la finalul acestuia, iar acum în perioada de toamnă sunt nominalizările. Iar voi puteți să votați jocurile voastre favorite în anumite categorii. iar pentru acest vot voi primiți un, uh, un badge care poate fi crescut până la level 4 și despre asta vom vorbi noi în videoclipul de astăzi. Pentru asta trebuie să intrați pur și simplu pe pagina principală a Steam, vedeți că avem un banner, Steam Autumn Sale, cu mai multe reduceri. Layout-ul este la fel ca la orice alt event major de reduceri, precum Winter Sale sau Summer Sale, cum spuneam, dar dacă dați scroll un pic mai jos, pe lângă foarte multe reduceri cu diferite procentaje, avem un banner aici care e destul de evident. Nominate your favorite Steam in Steam Awards 2023. Dacă dați click pe acest banner, vedeți că ne duce către pagina principală de Steam Awards, unde avem 11 categorii, în fiecare dintre ele putând nominaliza câte un joc pe care l-a jucat sau pe care nu l-a jucat. Dar de la început vă zic că trebuie să aveți cel puțin un joc pe care l-a jucat pentru a putea face badge-ul complet. Bun, pentru că asta ne interesează de fapt, vom merge un pic mai jos, revenim la partea asta, dar vom merge un pic mai jos până la final pentru a vedea care sunt tascurile și cum putem să obținem acest badge. Vedem că acest badge are 4 levele, 1, 2, 3, 4. Fiecare vine cu un plus 25 XP pentru un total de plus 100 XP. Asta pentru cei care au profilul cu level de la 0 până la 10 înseamnă un level în plus. Pentru ceilalți înseamnă doar un pic de XP în plus în drumul lor spre următorul nivel de pentru profilul de Steam. Și avem patru tascuri pe care putem, pe care trebuie și putem să le, le terminăm pentru a primi echivalentul fiecărei coin, fiecărui badge. Avem în primul rând trebuie să nominalizăm un joc într-o categorie, apoi trebuie să nominalizăm un joc în fiecare categorie, să jucăm unul dintre jocurile nominalizate, de asta v-am și zis că unul dintre jocurile pe care le nominalizați trebuie să fie un joc pe care voi l aveți, și de asemenea trebuie să dați un review sau să updatezi un review pe care l-ați lăsat unui joc pe care l-ați nominalizat. Foarte important însă este că jocurile care au câștigat în trecut diferite premii la Steam Awards nu vor putea fi nominalizate și în acest an. Prin urmare, nu puteți să nominalizați, de exemplu, Counter-Strike-ul și va trebui să nominalizați un alt joc. Dar fără griji, vă voi arăta cum puteți să faceți chestia asta în mod gratuit, fără să fiți nevoiți să cumpărați vreun joc ca să aveți badge full. Bun, și ne întoarcem înapoi sus și hai să începem să nominalizăm jocurile. Pentru Game of the Year, pur și simplu dăm Choose Nominee, puteți să căutați aici jocul pe care voi vreți să-l nominalizați sau să vă uitați în lista de recomandate populare și jocul care ar putea avea o șansă. În Game of the Year avem Baldur's Gate, Football Club 2024 sau ceva de genul ăsta, fostul FIFA, Hogwarts Legacy, Street Fighter, Resident Evil și așa mai departe. Eu o să merg pe Hai să mergem pe Hogwarts. Mai departe, VR Game of the Year, chiar dacă nu aveți VR, nu e niciun fel de problemă, puteți să mergeți pur și simplu la un joc de aici să-l nominalizați. Eu, de exemplu, am nominalizat pe toate cele trei conturi pe care le-am, F1 2023. N-am jucat, n-am de unde să știu, mergem mai departe. Labor of Love Award este jocul care a primit cele mai multe update-uri de-a lungul timpului, iar aici este recomandarea mea, Apex. De ce? Pentru că Apex este un joc gratuit pe care puteți să-l dau la și să-l jucați gratuit, pentru că, mai apoi, pentru a face badge maxim trebuie să jucați jocul și să-i dați review. Și pentru a da review unui joc trebuie să-l aveți în primul rând în library și în al doilea rând să-l fi, jucat, să fi jucat pentru cel puțin 5 minute. Așa că luați Apex, instalați-l și stați în meniul principal pentru 5 minute. Nici măcar nu trebuie să faceți cont pe EA dacă nu vreți. Bun. Mai departe. Best game on Steam Deck Award. N-am Steam Deck, bineînțeles, dar o să mergem pe Baldur's Gate. Better with Friends Award este un joc care merge mai bine în multiplayer și aici să zicem că merge un Far Cry 6. Outstanding Visual Style Award este, bineînțeles, un joc cu o grafică foarte interesantă, iar aici voi merge pe High on Life. Most Innovative Gameplay Award, hai să vedem, pe Most Innovative putem să mergem tot pe Hogwarts. Fart, uh, faza foarte mișto este că uh, puteți să nominalizați același joc de mai multe ori. De exemplu, eu l-am nominalizat și în Game of the Year și în Most Innovative Gameplay Award, față de anii trecuți în care dacă nominalizați un joc la o anumită categorie, nu mai puteți să-l nominalizați și la altă categorie. Best game you, you suck at? Toate. Dar unul, dacă ar fi să aleg unul dintre ele, aș, aș merge pe, să zicem, Lords of the Fallen. Habar n-am ce. Nici nu mă interesează. Best soundtrack award însă este destul de simplu, Last of Us. Mai departe, Outstanding Story Rich Game Award. Este un joc cu un story mai interesant. Mergem pe Resident Evil, să zicem. Sit Back and Relax, un joc care ne relaxează pe toți și anume City Skyline 2. Deși nu este tocmai optimizat acum, dar City Skyline 1 asta a făcut. Bun! După ce am făcut chestia asta și dăm un refresh, Mergem frumos și vedem că deja am primit badge-ul cu numărul 2. Pentru badge-ul cu numărul 3 și badge-ul cu numărul 4 trebuie să dăm un review sau să updatăm un review și să jucăm jocul. Nu o să intru în joc acum, bineînțeles trebuie să intrați într-un joc foarte puțin, un minut și după aia și ați făcut treaba asta. Dar pentru review, cum ziceam, trebuie să intrați în library, să aveți jocul în librărie și să-l fi jucat pentru minim 5 minute. Apoi mergeți la store page și aveți un review aici. Este bombă SMR. Nu contează. Recomand, recomand că îmi place, dar nu pot. Nu mă pricep la jocul ăsta deloc. Bun. Acum dacă mergem înapoi la store și mergem din nou și dăm click pe acest banner și apoi mergem până jos, vedem că deja avem 3 tasks completed. Și pentru al patrulea trebuie să joc. Și dacă mergem frumos pe profil la mine, vedem că deja avem acest, acest award, acest badge, care ne-a dat 75 XP, pentru un maxim de 100 dacă vă și jucați jocul și vă arată aici ce nu ați făcut încă. Dacă mergem frumos pe profilul meu principal de Steam, unde deja am făcut asta, vedeți că așa arată profilul și mi-a dat 100 XP. Dacă aveți levelul 100, nu vă ajută foarte mult, vă crește acolo un pic, dar nu foarte mult. Dar dacă aveți un level mai mic, este o metodă gratuită de a vă crește un pic levelul și de a vă ajuta. Bun, pe lângă asta, pe lângă Steam Awards care sunt foarte importante pentru că jocurile care cu adevărat merită și s-au lansat optimizate și au avut o poveste bună și un sau trec bun, merită să câștige niște award-uri, da? Bun. Dar pe lângă asta mai aveți în Point Shop, de exemplu, mai aveți niște profile speciale pentru Autumn sell, Autumn City, Cloudy City și Rainy City, fiecare pentru 5.000 de puncte și vedeți cum arată aici. Dragii mei, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un videoclip viitor referitor la diferite sale-uri, inclusiv Winter Sale-ul care va apărea peste o lună. Și dacă vor mai apărea ceva noutăți, ceva secrete, fiți pe fază pentru că le voi posta de data ce le voi afla. Rămâneți cu bine, eu am fost Cosmin, salutare!